Probabil, era doar prea emoționată și obosită de toată alergătura dinaintea nunții. Sora ei mai mare, Olga, a avut dreptate, nu trebuie să iei pregătirile de nuntă prea în serios. Contează doar relația voastră, iar nunta, după părerea mea, ar trebui să fie doar un joc vesel pentru mireasă, ca un bal mascat, a râs Olga, privind pregătirile atenti și serioase ale Nataliei când Olga s-a măritat cu Stas acum cinci ani, părinții ambelor părți aveau expresii faciale similare. Se uitau cu nedumerire nedumerită. Cum așa? Fără nuntă deloc. Ar fi fost bine dacă cineva s-ar fi opus unirii lor, dar ambele familii parentale considerau în unanimitate tinerii un cuplu minunat. Au reușit să se cunoască bine și să facă schimb de vizite la Daha unul altuia. Olga, cu un zâmbet deschis dezarmant, a anunțat: Căsătoria este o sărbătoare pentru miri. Într-un costum de vară colorat uimitor, a primit felicitările rudelor la ieșirea din oficiul stării civile, iar noua familie a zburat două săptămâni în Spania. Comunicând prin apeluri video și privind fotografiile cu plaje paradisiace, munți pitorești și un cuplu dulce bronzat cu ochi strălucitori pe fundalul tuturor acestora, părinții, cu același consens rar i-au iertat tinerilor lipsa anunții. De ce să așteptăm o sărbătoare de la cineva, dacă o putem organiza singuri? Mama lui Stas a fost prima care a exprimat ideea evidentă. Și chiar a organizat un picnic romantic minunat. Cu lumânări, cu felinare de grădină și, desigur, cu grătar. Și au trimis fotografii mirilor în Spania. Și noi nu ne lăsăm mai prejos și trăim la maxim dar dacă Stas era singurul copil al părinților săi, atunci părinții Olgăi aveau mai mult. O fică mai mică, Natalia. Pentru a pilula părinților disperați, care totuși s-au decis la un al doilea copil după câțiva ani de creștere a Olgăi independente și capricioase, soarta le-a dăruit o a doua fică de cu totul altă structură. Dacă Olgăi îi se părea adesea aproape o insultă că, din anumite motive, ar trebui să asculte de părinți, atunci Natalia a crescut bâlândă și calmă și nu-i plăcea deloc să-i supere pe cei dragi. Nu, nu era proastă și vedea perfect că mama uneori profita nerușinat de bunăvoința ei. Dar totuși a cedat. La urma urmei, este mama. Și când Natalia s-a logodit cu Dima și le-a anunțat părinților, mama a îmbrățișat-o cu dragoste de umeri. Natalia. Dar măcar ție să-ți facem o nuntă adevărată, cu rochie albă, cu rude, solemnă. Nu e emoționant? Nouă, cu tata, ne va face plăcere. Probabil că și părinții lui Dima își doresc același lucru. Și ar fi timpul să ne cunoaștem și cu ei. Despre părinții lui Dima, Natalia nu putea spune nimic. Probabil, chiar în acel moment, Dima le anunța și el decizia sa de a se căsători. Sincer să fiu, Natalia îi cunoștea superficial. Ei nu au manifestat dorința de a o cunoaște mai bine. Iar ea însă și se sfia să facă primul pas spre o apropiere. Prietena ei, Liuba, care avea deja doi ani de experiență în viața de familie, o liniștea, îți invidies chiar. Vei avea o soacră modernă, care își trăiește propria viață și nu te va împiedica să-ți trăiești propria viață. Nu toată lumea are norocul ăsta. La început, eu, proasta, mă bucuram că Ina Evgenievna se comportă așa cu mine. Liuboca, Siu-Siu-Siu. Ei bine, îți amintești, ți-am povestit tot. Și ce acum? Trebuie să se bace literalmente în toate detaliile vieții noastre cu fiul ei. Chiar și ce culoare de dulap ar trebui să ne luăm. Să-l comande și cum să aranjeze totul pe rafturi ca să nu mai vorbim de planurile gigantice, cum ar fi petrecerea concediului. Dacă o asculți, ai zice că trebuie să convocăm un consiliu de familie pentru asta. Mai bine că am reușit să-l conving pe Leonid că suntem o familie separată și că planurile noastre ne privesc doar pe noi. Dar ea nu renunță. Și toate astea fără pretenții, cu viclenie. Tot prin același liuboca, siu siu, siu chiar și când mă gândesc la un copil, îmi este teamă că mă va chinui cu sfaturi despre creștere și tot mă voi certa cu ea. Așa e, și tu vei fi propria ta stăpână. Apartamentul este la celălalt capăt al orașului. Nu aveți nevoie de nimic de la socru, doar să nu-i deranjați. Idilică. Este posibil ca Liuba să aibă dreptate, dar Natalia totuși era îngrijorată. Ce se întâmplă dacă părinții lui Dima o privesc cu atâta indiferență pentru că pur și simplu nu le pasă de ea? Mama ta îți spune ceva despre mine. L-a întrebat ea pe Dima odată. Mama are o părere minunată despre tine, e purașule, a liniștit-o Dima cu încredere. În ochii ei, ești o blondină delicată cu un caracter bun și ușor. Este foarte fericită pentru mine că nu am căzut în plasa vreunei curve capricioase o citesc pe mama. Așa că din această parte nu te poți aștepta la surprize neplăcute în viața de familie. Și ți-am mai spus, dragă, respect părerea părinților mei, dar nu este decisivă pentru mine. Și așa în toate. Dima a fost atât de convingător, încât Natalia s-a liniștit cu adevărat. Probabil că ea chiar așteaptă ceva special de la părinții lui. Îți este prea important să placi tuturor. Majoritatea oamenilor nici nu se gândesc la asemenea prostii, o convingea Olga. Olga o iubea foarte mult pe sora ei mai mică și era îngrijorată că Natalia, cu caracterul ei, va avea multe de îndurat în viață. Când Natalia avea probleme, de cele mai multe ori venea la Olga. Tata nu se pricepea la problemele fetelor. Mama se agita și exagera toate pericolele până la proporții terifiante, iar Olga o liniștea mereu și găsea o parte pozitivă în orice situație, sau măcar o mică parte. Acum, când mai era o săptămână până la nunta Nataliei și toate pregătirile erau terminate, Natalia a simțit brusc o oboseală și o slăbiciune de neînvinț, chiar și o apatie față de tot. Mi-e teamă că voi dansa ca o găluște la dansul mirilor, s-a plâns ea Olgăi. Desigur, a pufnit ea. Asta e exact ce ți-am spus. Toate aceste nunți pompoase nu sunt pentru mireasă, ci pentru distracția invitaților. Te vei obosi atât de tare, încât nu vei simți bucuria evenimentului. Dar acum e prea târziu să dai înapoi. Așa că nu mă mai revolt. Promit, promit. Dar știi ceva? Dedică ultima săptămână exclusiv ție. Scuipă pe toți. Mai ales pe șefii de la serviciu. lasă să se suprasolicite singuri. Nu ei se mărită. De vreme ce ai ales o sărbătoare pompoasă, trebuie să fie orbitoare. Și pentru asta trebuie să fii odihnită, lipsită de griji și îngrijită. Da, odihnită în primul rând, a fost de acord Natalia. Altfel, a doua zi nici nu-mi pot ține capul pe loc. Ieri am venit de la serviciu, am intrat în bucătărie și mama a pus să fiarbă supă pentru borș. Am inspirat mirosul și mi s-a învârtit capul și mi-a fost rău. M-am grăbit să mă sprijin de perete. Îți dai seama? Da, cu siguranță e timpul să mă odihnesc. Olga s-a oprit în mijlocul propriei sufragerii, și-a încrucișat brațele pe piept și s-a uitat la sora ei cu o privire suspect de gânditoare. Apoi a spus, stai, stai, s-a dus la dulapul cu medicamente, a scos de acolo o cutie mică și plată și a pus-o în palma Nataliei. Un test de sarcină. Când îți este greață și ți se învârte capul de la mirosul de supă, nu prea seamănă cu oboseală. Leșinul de foame, cred că poate fi exclus. Ai poftă bună, ca întotdeauna, te-am văzut astăzi. Așa că trebuie să verificăm versiunea mea. E o chestiune de zi cu zi. Nu trebuie doar să te jenezi și să minți sora dacă tu și Dima v-ați plimbat doar de mână până astăzi și v-ați pupat pe obraz. Altfel, m-aș putea supăra din cauza neîncrederii. Așa s-a aflat, cu o săptămână înainte de nuntă, că Natalia era însărcinată. Pentru a exclude complet o coincidență absurdă, Olga Ceabat jocoritoare a găsit în adâncurile trusei sale de prim ajutor un al doilea test de la o altă marcă comercială. Rezultatul a fost același. Olga, iubitoare de farse, a înfășurat cu grație ambele teste cu două dungi pe fiecare într-un șervețel transparent din dantelă și a legat frumos nodul cu o fundă de la un cadou festiv. Ia, dă lui Dima și vezi cum reacționează. Cred că e previzibil. La început va fi uluit de neașteptat, toți reacționează așa, apoi se vor bucura mulți amână nunta până la sarcină. Nu vor fi puși în fața faptului împlinit că este timpul să oficializeze relația cu mama copilului lor. Iar Dima tău a decis să se căsătorească cu tine fără un motiv serios și fără sugestii din partea ta. Deci, e clar că e din dragoste, a râs Olga, dorind să o trezească pe sora ei amorțită. Olga, pot să mai stau puțin la tine? Nu pot să fug așa direct la Dima, Trebuie să mă adun gândurile. Dacă nu ai fi însărcinată, m-aș fi supărat pe tine serios. Poți să stai la mine oricât vrei. Cine te alungă? Poți chiar să dormi la noi. Când vei aduna curaj, atunci vei pleca. Mai precis, vei merge. Îți voi chema un taxi. Acum trebuie să te protejezi pe tine și pe bebeluș. De căldură și de aglomerație în transport. Gândește-te, o să fiu mătușă. Ascultă, Natalia, dar eu mă bucur. Mă bucur foarte mult. Și eu mă bucur, a răspuns încet Natalia, după o scurtă pauză, ca și cum s-ar fi ascultat pe sine însă și. Deși e uimitor cum s-a întâmplat. Am fost atât de precauți. Se pare că așa trebuia să fie. Bebelușul a decis singur," a declarat Olga. Și nu te uita la mine cu ochi uimiți." Da, eu cred în asemenea lucruri." Doar ție și mamei ți se pare că sunt o doamnă de fier." Olga a sfătuit-o pe sora ei să-l sune pe Logodnic și să-i spună că vine la el. Natalia a dat din cap aprobator, îmbrățișându-se la intrarea în bloc. Înainte de a se urca în taxi, și-a amintit de telefon, dar imediat a uitat de el, neavând timp să închidă ușa mașinii. Și-a amintit abia pe la jumătatea drumului și a făcut un gest de lehamite mental. Nu se îndoia deloc că Dima, casnicul ei, era acasă acum. Acum asculta cu atenție și teamă în ea însă și. Cum de nu și-a dat seama că acum o altă viață s-a instalat în ea? Ar fi putut să se gândească la asta cu o săptămână în urmă. Dar nici măcar o singură idee nu i-a trecut prin minte. La urma urmei, peste doar un an, în același timp, ea va fi deja la plimbare cu fiul sau fiica ei. Deodată, a fost copăleșită de bucurie și tandrețe și de dorința de a găsi cuvintele potrivite pentru a-i da vestea lui Dima. Toate scenariile care îi veneau în minte îi se păreau stupide. Dar dacă Dima nu se bucură? Desigur! El nu era împotriva copiilor, dar asta era cândva, nu în viitorul apropiat. Olga o liniștea, așezându-o în taxi. La început, Dima va avea nevoie de timp pentru a se obișnui cu ideea unui copil, dar apoi el va iubi cu siguranță. Este un lucru obișnuit. Deși Olga nu avea copii, vorbea cu convingere. Dar ea era mereu convinsă de propria ei dreptate, așa că asta nu însemna nimic. Natalia a rugat taximetristul să oprească la un supermarket la cinci minute de mers pe jos de casa lui Dima. Se va plimba prin magazin, va alege o mică gustare delicioasă și se va gândi la toate cu calm. De ce își dorea ceva dulce acrișor, cu nuci și cremă de caramel? A ajuns la standul cu dulciuri orientale și a privit cu ochii cutiile apetisante. Ce își dorea mai mult? Apoi a auzit voci familiare de cealaltă parte a standului. Se apropiau. Acum era imposibil să le confunde cu altele. De cealaltă parte a lungului rând de dulciuri se plimba Dima cu părinții lui. Ce coincidență! I-a zburdat imediat prin cap. Natalia a reușit să afle și să se obișnuiască cu ideea că Dima se întâlnea rar cu părinții lui pe teritoriul său la sărbătorile de familie sau la discuții importante, el venea singur la ei. Și acum, dintr-o dată, toată familia s-a adunat la cinci minute de mers pe jos de casa lui, în magazinul lui preferat. Natalia a vrut să aștepte un moment potrivit pentru a se alătura brusc conversației cu o voce din spatele peretelui și a adăuga o notă de veselie spontană serii cu apariția ei bruscă. Dar a auzit brusc vocea mamei lui Dima. Dima, Alege deja, nu mai sta pe gânduri. M-am obosit să umblu pe aici. Atunci, spunem, ce să iau, nu vei grăbi lucrurile cu mormăielile tale. Dima, dar e copilul tău, l-am văzut o singură dată. Înainte tu însuți cumpărai cumva aceste cadouri de rutină, toți acești trei ani. Maria, nu ne grăbim nicăieri, nu-l presa. Vom sta mai mult, s-a auzit vocea tatălui lui Dima în care se simțea o iritare obosită. Băiatul a renunțat săptămâna viitoare. Acum toate astea la pasă. Și matrioșca lui ar trebui să înțeleagă deja. Bine dacă va continua să plătească pensie alimentară pentru copil după nuntă. Nu e milionar să mai facă și cadouri. Ar trebui să se grăbească și să-și găsească altul. Altfel, ea primește bani și stă degeaba. Tată, o jucărie moale de doi lei din supermarket nu mă va ruina cu siguranță. Și voi vorbi cu Ina despre reducerea cheltuielilor pentru copil. Da, a fost de acord Dima. După cum se spune, structura cheltuielilor mele se schimbă. Ei bine, ia măcar ursulețul ăsta și hai să mergem. Mama s-a animat brusc, aproape cu bucurie. Natalia s-a prins de teșghea cu o strângere. Cutiile s-au învârtit în fața ochilor ei. Ce miros năbușitor și neplăcut de la aceste dulciuri. Sau poate așa miroase cleiul de pe jucăriile ieftine. De cealaltă parte a standului. Când capul i li s-a limpezit puțin, a venit ultima idee salvatoare. Dar dacă nu sunt ei? Câte voci asemănătoare și coincidențe ciudate există în viață? Trebuie să verific. Natalia a alunecat cu grijă spre casele de marcat, fără a ieși în mijlocul culoarului dintre rafturi. S-a oprit puțin mai departe, în spatele unui stand rotund cu felicitări. Vederea ei ascuțită nu i-a lăsat nicio speranță. La casa de marcat numărul cinci stăteau Dima cu părinții lui. În mâna dreaptă a logodnicului Nataliei, atârnat neglijent de o ureche, atârna un ursuleț moale, strânțuit. De o culoare galben muștar de proastă calitate. Cine a inventat să coasă o jucărie pentru copii din asemenea material? Olga reacționa la problemele serioase cu calm, încercând să nu-și exprime emoțiile. Și de obicei, asta o ajuta pe Natalia foarte mult și îi dădea încredere că totul va fi bine. Acum era exact invers. Calmul surorii sale îi se părea Nataliei monstruos. Olga l-a scos în liniște din bucătărie pe Stas, care reușise să se întoarcă de la serviciu, și i-a dat surorii sale să plângă pe o canapea mică lângă fereastră, aducându-i periodic o cană de ceai verde la buze. Bia, bia, o implora ea încet, cu tandrețe. Natalia a înghițit ascultător ceaiul, care îi se părea amar ca un decoct de plante pentru tuse, pe care o forța bunica să-l bea în copilărie. Ce grozăvie! dragul ei Dima, pentru care urma să se căsătorească, s-a dovedit a fi un om complet străin, despre a cărui viață nu știa nimic. Și-a imaginat totul despre el, iar el a fost bucuros. Totul s-a prăbușit într-o singură seară, iar în lume nu s-a schimbat nimic. Iată că Stas a venit de la noului loc de muncă și vrea să mănânce, iar sora ei îi dă soțului o farfurie cu pui rece și îl împinge din nou ușor pe ușă lumea s-a prăbușit doar pentru Natalia. Când plângea, era chiar mai ușor. Dar când lacrimile i s-au uscat, a cuprins o tristețe de moarte. Olga a îmbrățișat-o, mângându-o pe păr și pe spate. De la aceste atingeri calde, vocea obișnuită a Nataliei i-a revenit. Și i-a cerut surorii, Olga, ajută-mă să anunț toți invitații că nu va mai fi nuntă. Și spune-i și lui același lucru, te rog. Și că nu vreau să-l văd. Categoric deloc. Natusica mea, înțeleg că te simți foarte rău acum. Dar eu nu o să trăiesc viața ta pentru tine. Hai să o sunt pe mama acum și să-i spun că dormi la noi. Voi spune că eram obosită și am adormit la noi. Îți vei lua concediu medical de la serviciu și eu la fel. Și mâine vom dormi cât ne va ține somnul. Stas va pleca la treabă. Vom sta și vom reflecta calm la toate. Ești de acord, draga mea? Desigur, Natalia era de acord. Acum pur și simplu nu avea suficientă putere să iasă din apartamentul surorii sale în orașul pustiu care, dintr-o dată, îi era indiferent. A privit indiferentă cum Olga îi pregătește un pat regal, s-a lăsat pus în pat și chiar a dormit curând cu un somn greu și agitat. Bunica lor numea un asemenea somn cădere în groapa cu păianjeni. Acum era timpul ca și nepoata ei Natalia să înțeleagă ce înseamnă asta. Olga a respins categoric ideea Nataliei de a se ascunde de Dima. Gândește-te, e ca o joacă de copii sau un serial ieftin. Din potrivă, trebuie să vorbești cu el cât mai repede și să lămurești totul, altfel va dura mult timp. Te vei chinui din cauza acestei neînțelegeri. Îți vei imagina tot felul de explicații absurde, dar așa. Ascultă ce va spune. Și mai ales, cum? Un lucru e sigur, el avea de gând să se căsătorească cu tine legal. Și probabil că are de gând și acum. Și dacă are vreun calcul în minte, atunci cu siguranță nu e unul material. Nu obține niciun beneficiu în această căsătorie, în afară de tine. Părerea mea e că pur și simplu s-a speriat. S-a gândit că nu vei mai vrea să ai de-a face cu el dacă vei afla care un copil. Ascultă ce va spune despre mama copilului. De ce s-au despărțit? Cine e vinovat, în opinia lui? Înțelegi cum vorbește un om despre foștii săi. Poate spune multe chiar despre el. Apropo, el nu ți-a povestit niciodată despre fostele lui? Da, nimic serios, a confirmat Natalia. Odată am vrut să-l întreb, dar el a zâmbit atât de bălând și a răspuns că nu a avut nimic serios înainte de mine, doar fleacuri care nu merită menționate. Ei bine, acum nu va mai putea scăpa de conversație. Va trebui să-și dezvăluie adevărata față. Nici măcar nu pot să-l sun. Pur și simplu îmi imaginez cât de idiotă voi fi în această conversație ei bine, cum vei trăi? A întrebat Olga ca răspuns. scrie un mesaj și stabilește o întâlnire. În parcul de lângă casa noastră. Asta ca să nu mă îngrijorez că te vei târ acasă cu sentimente zdrențuite de la celălalt capăt al orașului. Te voi aștepta. Și cu siguranță nu tu vei fi idiot astăzi. Iar parcul nu e un restaurant. Acolo sunt doar proprietari de câini cărora nu le pasă deloc cum arăți. Trebuie doar să auzi ce va spune, să vezi reacția lui. Și atunci vom decide ce facem cu nunta. Hai să fim consecvenți, bine? Da, a dat din cap Natalia. Doar să nu-i spui nimic mamei deocamdată. Olga, nu știu cum va supraviețui la toate astea, începând cu sarcina mea. Nu trebuie să ne imaginăm asta acum. Opreșteți imaginația, nu mai trage de timp și scrie mesajele. Promet solemn că o voi lua pe mama de mână. Natalia se plimba spre parc cu pas de melc. Era foarte furioasă pe sine însăși, dar nu putea depăși frica și confuzia. Indiferent ce ar fi spus Dima acum, cum ar fi putut să aibă încredere în el? Și chiar... Cât de idiotă trebuie să fii să ai încredere necondiționată? Să ai încredere și să planifici cu entuziasm o nuntă frumoasă și solemnă? Nu, nu se putea lăsa copăleșită de emoții, ca să nu-i zbucnească în plâns. Olga petrecuse o jumătate de oră, făcându-i un machiaj frumos și o rugase să nu-l strice. Sora ei mai mare era mereu așa, se prostea, râdea. Dar de fapt, era foarte îngrijorată. L-a observat pe Dima de la distanță. Tânărul înalt se plimba la începutul aleii centrale a parcului, lângă un mic centru comercial. Natalia îl recunoștea pe Dima de la distanță, chiar și după o săptămână de la ce se cunoscuseră, și fără niciun instrument optic. Nu era vorba doar de vederea ei ascuțită. Iubitul ei avea o mersă deosebită, blândă, nesăbuită, în care ea a văzut imediat încredere de ce această mersă leneșă i s-a părut timp de un an o reflectare a fiabilității, calmului și căldurii. Și-a imaginat totul. Spre surprinderea Nataliei și spre deosebire de predicțiile surorii ei, Dima nu părea prins la colț. S-a uitat în ochii Miresei cu o privire meditativă și tristă, fără prea multă emoție. Natalia, trebuie să mă înțelegi. Ți-aș fi povestit despre asta mai târziu. Acum îmi era teamă să nu te pierd. Da, sunt un laș idiot și am greșit. Dar te rog, iartă-mă și gata. Acum cinci ani, înainte de tine, eram un ticălos verde. Îmi petreceam toate nopțile de weekend în cele mai bune cluburi din oraș cu un prieten de liceu. Acolo l-am cunoscut pe fiul lui. O blondă cu miere, perfectă, care dansează incendiar era înconjurată de o grămadă de băieți, toată lumea o admira. În general, visul unui student. Am crezut că m-am îndrăgostit. Și când m-a ales dintre toți, eram în al nouălea cer. Gândește-te, o asemenea stea strălucitoare a mers cu mine. Dacă nu aș fi avut apartamentul meu la vremea respectivă, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat. Ina mi-a cântat atât de bâlând și de jalnic la ureche. Mama ei și tatăl Vitreg biau, aveau mereu companii inadecvate și agresive în vizită, care o hărțuiau teribil. Unde să fugă de toate astea? În euforie, i-am propus, locuiește cu mine. M-a întrebat timid, oh, da, se poate, oh, ce bun ești. În general, dacă o cenușărească ar fi fost alungată din casă, ar fi arătat exact așa. Idila a durat aproximativ o lună. Ina îmi curăța apartamentul, pregătea mâncarea pentru când veneam de la muncă. Nu mergea nicăieri singură, doar la magazine. Seara, cu mine, era doar drăgălașă și afectuoasă. Dar jocul ăsta nu a durat mult. Ina nu era obișnuită să ducă o viață normală și s-a plictisit rapid de aventurile anterioare. Am fost promovat la locul de muncă, am avut mai mulți bani liberi, dar am început să vin acasă mai târziu și eram foarte obosit. Așa că a început să meargă din nou prin cluburi. Mă asigura că e doar pentru a se relaxa, până când nu își va găsi un loc de muncă. La vremea respectivă, aș fi putut ghici că nu avea de gând să caute unul. Dar nu am ghicit. Mama ei a reușit să scape de tatăl vitrec sau tatăl vitreg a scăpat de ea și ele două se plimbau prin cluburi de noapte. Aproape în fiecare zi, prietena mea mă întâmpina beată. Și odată, în apartamentul meu, am găsit-o și pe mama ei cu amantul ei. M-am întors din delegație mai devreme cu trenul de noapte. Crezi că e foarte plăcut? Ina era singură. Dar era clar că noul ei prieten plecase din apartamentul meu cu foarte puțin timp în urmă. Dar atunci nu am mai putut suporta. Te zbați, i-am spus. Aici nu e un bordel. Mama ei s-a și supărat, imaginează-ți. Ce băiat nepoliticos ai, Inuka. În general, din cauza tuturor acestor lucruri, ne-am despărțit. S-a întors la apartamentul mamei ei. La început o vizitam des, dar apoi tot mai rar, după câteva luni. Și nu mi-am mai amintit prea mult de ea. Și dintr-o dată sună. Sunt însărcinată și copilul e al tău. Natalia s-a strâmbat la aceste cuvinte dure. Cu ce iritare vorbește despre copil. Deodată, i-a apărut în fața ochilor ursulețul de pluș ieftin și ridicol, apucat neglijent de ureche scuturând din cap tensiunea disperată, l-a întrebat pe Dima, care tăcuse o clipă, cu voce calmă, și mai departe. Natalia, mai departe m-am consultat cu un avocat și am spus că dacă testul ADN de paternitate confirmă că este copilul meu după naștere, voi plăti pensie alimentară pentru el. Pe salariul meu oficial, desigur. Nimeni nu va putea dovedi totuși celelalte venituri. Așa că las-o să se gândească dacă vrea să nască sau nu. Cel mai bine ar fi să-i dau bani pentru avort, ca să rezolvăm problema imediat. Dar, din anumite motive, s-a încăpățânat. Va naște. Nu știu de ce a avut nevoie de asta. Stilul ei de viață nu o predispune la asta. Am avertizat-o că nu intenționez să mă căsătoresc cu ea oricum. Dar nu o iubesc și nu am de gând să-mi petrec toată viața cu ea. Am vorbit calm, ca niște oameni civilizați, și am convenit asupra tot. Da, din păcate, copilul s-a dovedit a fi al meu. Dar Ina nu e o fată proastă și ar fi trebuit să înțeleagă perfect că, la un moment dat, când voi avea o familie, nu va mai rămâne nimic pentru ea în afară de pensia alimentară oficială. De ce ea, Dima? A întrebat Natalia, neașteptat chiar și pentru ea însă și. Dar e pentru copil, nu pentru ea. Apropo, cum îl cheamă sau o cheamă? Natalia, de ce ai nevoie de toate detaliile astea? Ce pot rezolva ele pentru tine? Desigur, te iubesc tocmai pentru că ești atât de bună și de drăguță. Dar ești o persoană complet diferită. Nu ai idee cum e viața pentru fetele ca ea. Bărbații se căsătoresc cu fete ca tine. Cu fete ca Ina, bărbații doar se distrează. Ei bine, probabil că e convenabil. Natalia, ce e convenabil la tine, dacă acorzi importanță unor prostii din trecut, când nunta noastră e peste o săptămână? Vrei să-ți jur că nu mai am secrete pentru tine? Nu, nu e nevoie a răspuns Natalia grăbită. Te des cu copilul? Ei bine, începe, am râit din mai iritat, pierzându-și imediat amabilitatea lentă. Nat, hai să nu mai discutăm despre problema asta. O voi rezolva eu, îți promit. Nu-ți va face probleme. Probleme? A repetat Natalia ca un ecou, Vorbești despre copilul tău ca despre o piesă defectă a unei mașini. Natalia, de ce trebuie să complici mereu totul? Am spus că voi rezolva problema, de deci ce o voi rezolva? Dar nu te-ai gândit că te măriți cu un sfânt. Astfel de povești se întâmplă cu fiecare al doilea tânăr prost. Acum, pentru mine, este deja un capitol închis. Te iubesc și sunt sigur că vom avea o familie fericită împreună hai să te duc undeva. Cunosc un restaurant cu pește drăguț în apropiere. Acolo servesc creveții și midiile tale preferate într-un sos delicios. Arăți uimitor astăzi, dar și foarte tristă și obosită. Dima a luat-o pe Natalia de talie, dar ea s-a smuls brusc. El a ridicat din sprâncene nedumerit și jignit. Natalia, nu ți se potrivește să te prefaci că ești isterică, Înțeleg totul. Ești încă supărată? Bine. Atunci te pot duce la sora ta sau acasă. Pot chiar să tac dacă nu vrei să vorbești. Și mâine ne vom întâlni și vom vorbi calm. Sunt sigur că mâine vei privi totul altfel. Poate fi, a răspuns Natalia detașat. Deodată, nu a mai vrut să vorbească, să se certe, să afle ceva. Un gol ciudat a sunat în ea ar fi vrut să se teleporteze acum în apartamentul mic și confortabil al Olgăi. Natalia, ei bine, ce ai decis? Vocea lui Dima, cu o iritare prost ascunsă, a scos-o din amorțială. Nu mai fusese niciodată iritat cu ea până acum. Probabil pentru că ea nu-i se opunea niciodată. O mireasă atât de ascultătoare și de convenabilă. Nici măcar nu se îndoiește că nunta lor va avea loc. Dim, hai să mă duc singură la sora mea acum, a spus ea calm. Nu te voi convinge. La revedere, draga mea, până mâine, a răspuns Dima și a sărutat-o ușor pe obraz. Întorcându-se la Olca, spre surprinderea sa, Natalia nu a mai plâns. Au vorbit cu sora ei calm, chiar au râs puțin la o prostie, iar după câteva ore a plecat acasă. Părinții ei noaptea la Daha un electrician a lucrat acolo până târziu, reparând cablurile, și au decis să meargă la muncă direct de acolo a doua zi. Cât de bine se potrivește totul! Nu este încă pregătită să vorbească cu părinții ei. Prea multe pentru o zi. Trebuie să-și revină cumva. Mai sunt doar trei zile și are concediu. Natalia l-a programat pentru nuntă. Și acum va fi foarte binevenit, nu va fi rosit și la muncă a avut noroc. Șefa departamentului instruia o colegă nouă și nu avea timp deloc de Natalia, nu de întrebări despre pregătirile pentru nuntă. Doar fiacuri plăcute până acum, se gândea Natalia cu recunoștință tristă. Doar după amiaza ei s-a învârtit puțin capul, amintindu-i de starea ei. Ieșind de la muncă, a observat o fată necunoscută pe treptele centrului de birouri. Văzând-o pe Natalia, Fata s-a îndreptat imediat spre ea. O blondină strălucitoare, cu ochi verzi și o figură feminină frumoasă. Un pic mai în vârstă, mai înaltă și mai plină decât Natalia, prietenoasă. Și ușor rătăcită la aspect. Bună ziua, sunteți Natalia Simonova. Bună ziua, da. Dacă sunteți la mine, atunci ziua de lucru s-a terminat deja. Dar vă voi asculta dacă nu durează mult. Doar că pe scara biroului este incomod, hai să mergem la o cafenea, este chiar la doi pași. Nu sunt la muncă, s-a grăbit să clarifice fata. Sunt Ina, care are un copil cu Dima. Trebuie neapărat să vorbesc cu tine. Ina a vorbit simplu și politicos, fără sfidare sau zâmbet. Hai să mergem la o cafenea, și-a repetat propunerea Natalia. Și a reușit chiar să zâmbească ușor la Ina. Natalia a sunat-o pe mama ei să-i spună că va trebui să întârzi o oră la muncă. Fetele s-au așezat la o masă, au comandat cafea și s-au uitat una la alta cu așteptare, fără ostilitate. Natalia se simțea ca un șoricel gri pe fundalul Inei, dar din anumite motive nu o deranja acum. Ești frumoasă, a spus Ina, parcă citind gândurile Nataliei. Și eu sunt doar atrăgătoare, am un astfel de stil. Pot să trec direct la subiect. Desigur, a dat din cap Natalia. Ei bine, acum locuiesc singură cu fiul meu în apartamentul mamei mele. Mama s-a mutat la prietenul ei. Ierdi a venit la mine seara fără să sune, furios ca dracu, a început să țipe. L-a trezit pe Ion și l-a speriat. Ion este fiul nostru. Uite, vezi! Ina a găsit o poză în telefonul mobil și a întins-o Nataliei. În poză, un băiețel blond cu ochii albaștri, o copie în miniatura lui Dima, stătea călare pe un ponei la grădina zoologică și zâmbea ușor speriat. E drăguț, a spus Natalia, întinzând telefonul înapoi. Da? De fapt, sunt bucuroasă că l-am. Dima al nostru a reușit probabil să spună o grămadă de lucruri urâte despre mine, și în mare parte este adevărat, dar îmi iubesc Ion. Ei bine, Dima a venit, a început să țipe, iar eu la început nu am înțeles de ce a dat-o de gard. Toate cadourile și banii pentru Ion s-au terminat, totul s-a terminat, s-a săturat de mine, nu va mai veni, va trimite pensia alimentară pe cart, iar eu nu îl voi mai vedea. Nu îl mai iubesc de mult timp. Doar o obișnuință și de dragul de a ajuta fiul meu. Doar că el nu știe asta. La urma urmei, el nu se îndoiește că este centrul universului. Și că toate fetele sunt înnebunite după el. Îl întreb de ce această isterie pe loc col. Și aud o veste. Mireasa a aflat că are un copil. Ei spun, ei bine, nu de la mine a aflat. Natalia, eu nu sunt o persoană crudă, tratez oamenii bine dacă nu mi-au făcut nimic rău. Atunci nu m-am gândit deloc să te caut și să te provoc la o discuție. Îi spun lui Dimoca al nostru, e vina ta. Trebuia să spui imediat despre copil. De îndată ce ai înțeles că ești serios cu Natalia ta. Dar el, vezi tu, ascunde de mireasă existența fiului său, iar Ina e de vină. Îl întreb atunci: Mireasa nu a aflat încă că dormim împreună? Nu? Ei bine, atunci ai speranță de împăcare, iar eu cu plăcere voi încheia orice relație cu tine. De mult timp era timpul, și chiar așa e, pe scurt, a țipat, și-a eliberat tensiunea și a plecat. Am băut un coniac și m-am culcat. Stau întinsă și nu pot adormi, am sufletul greu. Mă gândesc iată că încă o fată va avea viața distrusă de dima nostru. La urma urmei, bine, are un copil dintr-o relație anterioară. Mulți oameni au astfel de copii. Dar a anunțat de mult timp că se va căsători. Și totuși venea la mine tot timpul. Recent am făcut un avort de la el. A țipat că eu ar trebui să mă gândesc la asta. Dar totuși mi-a dat bani stau întinsă și mă gândesc. Bine, se poate înțelege când după câțiva ani își iau o amantă, când viața de zi cu zi te apasă și tot felul de lucruri. Dar când un logotnic înșală mirea sa, este dezgustător pentru mine. Și apoi mi-am zis, de ce să nu opresc asta? Dima a scăpat din greșeală unde lucrezi și am venit. Natalia, să nu crezi că am un plan să-l aduc înapoi, spunându-ți lucruri urâte despre el ca să-l părăsești. Sincer, nu-mi trebuie deloc. Am un nou iubit în perspectivă. Un tip mai în vârstă, dar calm și bun. Nu are proprii copii. Poate va fi mai bun cu Ion decât tatăl său natural. Acum voi încerca să fac totul să meargă cu el. Așa că am decis să mă întâlnesc cu tine doar pentru ca Dima să nu-ți strice viața. Și, dacă e să fiu complet sinceră, am vrut și să mă răzbun pe el. Pentru tot comportamentul lui. Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme. Ei bine, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Natalia a sorbit din capucino, care reușise să se răcească de mult timp, uitat pe masă chiar sub nas, și a întrebat: Ina, chiar s-a comportat așa cu tine încât merită să te răzbuni. Ei bine, ascultă hai să ne tutuim. Pot să-ți povestesc cum a fost totul între noi, iar tu judecă singură cum ți se pare tot. Ne-am cunoscut într-un club. Da, îmi place să mă distrez și am avut mulți iubiți până atunci. Dar nu am ascuns niciodată asta, nu m-am prefăcut niciodată a fi altcineva. Mama mea este la fel, așa că am o atitudine ușoară față de această latură a vieții. Nu fac rău nimănui cu asta? Dar totuși, îmi doream, ca orice fată, o dragoste lungă și aprinsă cu cineva. Și mi s-a părut pentru o scurtă perioadă de timp că Dima este cel potrivit. Și mi-am permis să mă îndrăgostesc. Nici nu am observat cât de repede am pierdut controlul asupra situației. M-am gândit chiar să schimb ceva în viața mea pentru el. Ei voi găti, voi crea o atmosferă confortabilă, voi avea grijă de el nu mă mai recunoșteam, imaginează-ți. Iar dragostea și tandrețea lui au durat doar zece zile. Apoi a devenit pretențios, arogant, sublinind în toate modurile posibile că m-a luat de pe stradă. Știa foarte bine că nu era deloc așa. Dar îi plăcea să mă umilească, să-și simtă superioritatea. Nu-ți poți imagina cât de dureros a fost, Natalia. La început nu am dat de col. Mă gândeam, poate oboseste la muncă, tot felul de lucruri. Deja îmi dădusem seama că prințul meu nu era real, dar atunci nu puteam să-l mai iubesc. Și după o altă insultă, am decis să încerc să uit de el. Se scoate un cui cu un cui, cum spune mama mea. M-am întors din nou la cluburile de noapte, beam prea mult, îmi înecam durerea. Mama mea a susținut întotdeauna că asta ajută. Odată, eu și cu ea am adus niște băieți la apartamentul lui Dima. Văd că pentru tine asta e murdar și urât, nu? Nici eu nu aș mai face așa acum, dar atunci a fost ce a fost. Ei bine, el m-a dat afară. În general, a făcut bine. Nici măcar nu mă cert cu asta. Și când m-a dat afară, am renunțat imediat la petreceri și m-am angajat la un loc de muncă. Și totuși, în fiecare zi mă gândeam la el. Se gândea la el, deși știa ce fel de om este. Când a aflat că este însărcinată, a avut chiar și speranțe ridicole că totul se va aranja, se va schimba. Desigur, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta. Dar totuși a decis să nască. De fapt, îmi plac foarte mult copiii, am ceva în mine. Mă gândeam, să am o ființă dragă, pentru care să trăiesc. Altfel, mă voi duce pur și simplu nicăieri. Nu, nu, pe de o parte, înțeleg furia lui Dima. Nu a planificat copii cu mine, iar acum are cheltuieli cu pensia alimentară. Nu spun că am dreptate. Dar Ion nu este vinovat de nimic. Iar Dima s-a comportat mereu cu el ca un tată vitrec. Chiar și unitați vitreci, știu, se comportă mai bine. Dar din moment ce întâlnirile noastre au continuat, sub influența unei bune dispoziții, Dima măcar cumpăra ceva pentru copil. Pentru mine nu este un lucru inutil. Sunt o casieriță obișnuită la un magazin ieftin. Îți voi spune părerea mea, Natalia, iar tu decide singură. Este crud, mulțumit de sine, îi place supunerea. Nu pune femeile la nimic. Îmi pare rău, dar văd de ce a decis să se căsătorească cu tine. Ești bâlândă, calmă. Este mai ușor pentru el să te controleze. Și pentru satisfacția lui de sine, este ceea ce trebuie. O soție frumoasă, educată, dintr-o familie bună. Se vede imediat după tine. Ești un premiu valoros, Natalia. Cu siguranță nu s-ar fi căsătorit niciodată cu cineva ca mine. Este greu să mă controlezi, este problematic să te lauzi. Totul va fi bine cu tine, Ina, vei vedea. Ești puternică. Iar eu sunt însărcinată cu Dima. Natalia a expirat încet. Olga i-ar fi spus cu siguranță că este o proastă, dar ea voia să aibă încredere în această fată sinceră, obișnuită să trăiască o viață complet diferită de cea a Nataliei și a prietenelor ei. Vei naște? Nu voi putea scăpa de sarcină. Ei bine, și bine. Nu e nimic grav, Natalia, îl vom crește. Eu am doar o mamă, și ea este ocupată cu viața ei și nu are bani în plus. Nu are nimic. Totuși, reușesc să-l cresc pe Ion. Iar tu ai o familie bună, nu? Deci, te vor ajuta și nu te vor reproșa. Îți spun. Vei găsi un partener pentru tine cu un copil. Am un ochi bun. Dimal nostru nu este demn de tine, așa că totul este în regulă. Ina, mulțumesc. Chiar m-ai ajutat foarte mult. Ieri am văzut și eu că el nu este cel care se prefăcea că este pentru mine. Dar tot aveam unele îndoieli. Acum nu mai am. Mulțumesc. Și poți fi sigură de mine. A adăugat imediat Ina. Nu-i voi spune lui Dima niciodată despre copilul tău. Tu decide singură dacă îi spui sau nu. Mulțumesc! Au terminat cafeaua rece, au comandat alta fierbinte. Au ieșit în stradă, ezitând să se despartă în direcții diferite. Ina a spus cu o voce meditativă: Înțeleg că nu vom fi prietene. Suntem prea diferite. Dar hai să schimbăm totuși numerele de telefon. Nu se știe niciodată, poate va trebui să afli ceva despre copii. Sau poate ai nevoie de o bonă pentru câteva ore. Bunica ta lucrează, iar eu aș fi bucuroasă să stau cu copilul, copiii se simt atrași de mine. Și pur și simplu vreau să știu cum se vor aranja lucrurile pentru tine. Sunt curioasă. Îmi place să colectez tot felul de povești de viață. Bine, a fost de acord Natalia. Și eu vreau să știu că totul s-a aranjat pentru tine. Erau deja pe cale să se despartă, dar o mașină neagră a frânat brusc în fața lor. Dima a ieșit din ea. Împinând o pe Ina la o parte fără ceremonie, ca și cum ar fi fost un loc gol, s-a năpustit asupra Nataliei. Mamă, spune el, a întârziat la muncă. Am venit să te iau. Și iată ce văd. Această matrioșcă a venit la tine, și tu ești încă drăguță cu ea. Natalia, nu poți cobor atât de jos. Despre ce ai putea vorbi cu această fată? Să o trimiți imediat acasă ar fi fost decizia corectă. A venit să spună lucruri urâte despre mine. Nu suportă că alții sunt fericiți, iar ea este pe din afară. Urcă în mașină, hai să mergem acasă. Dima, voi ajunge acasă singură și nu va fi nicio nuntă. M-am înșelat, iartă-mă. Este mai bine să ne despărțim acum pe calea mea bilă, decât să divorțăm mai târziu. Crezi că ai reușit? S-a întors brusc Dima Chinu, și-a ridicat mâna și a lovit-o peste față. Natalia a simțit cum i se negresc ochii și greața i urcă în gât. A reușit să se așeze pe asfalt pentru a nu cădea și a văzut doi cadeți de la școala militară situată peste drum de centrul de birouri unde lucra alergând spre ei. Probleme, fete! Da, a strigat convingător Ina. Băieți, conduceți-ne! Acest nebun mă bate pentru că i-am spus logodnicei lui cine este el. Tinerii s-au întors cu plăcere spre Dima, așteptând cu nerăbdare un conflict husaracut dar el a reacționat instantaneu. S-a întors și a mers rapid și în tăcere spre mașină. Cadeții au râs tare și cu dispreț după el. Nu era interesant pentru ei să se lege de un asemenea individ. Pe drum spre casă, Natalia a sunat-o pe Olga și a decis să le spună totul mamei și tatălui în seara aceea. Când Natalia a ajuns acasă, Olga era deja acolo. A pregătit deja părinții, așa cum a promis. Natalia nu a mai avut nevoie să spună aproape nimic. Tatăl a tăcut mai mult. El tăcea mereu mult timp când era foarte supărat sau când se gândea concentrat. Tăcerea lui nu a fost niciodată apăsătoare și nu a încordat pe nimeni. Era pur și simplu modul lui de a gândi. Mama, din potrivă, a început să vorbească mult. Vai, fete, ce frumoase! bune și prietenoase sunteți. Nu prea vezi asta în zilele noastre. Totul este bine cu noi și va fi și mai bine. Asta e doar viața. Nataloka, tocmai am un motiv serios să demisionez de la această slujbă plictisitoare. Voi ieși la pensie chiar când va apărea un nepot sau o nepoată. Și nu voi mai rămâne nicio zi la muncă. Voi câștiga bani, așa cum am visat, din tricotatul meu preferat. Lucrul manual exclusivist este la mod acum. Nu-i așa, fiicele mele? Voi fi o bunică clasică, demodată, care tricotează lângă leagănul cu nepoata mea. Ce credeți, mi se va potrivi acest rol? Cred că va fi o nepoată. Cu invitații la nuntă, totul a fost aranjat fără Natalia. Nimeni nu a venit la ea cu condoleanțe. Întrebări inutile sau încurajări insistente. Prietenele apropiate i-au aprobat decizia. Nu-i va spune lui Dima despre copil. În familie, această decizie a stârnit controverse. Olga era de partea surorii sale, iar mama și tata credeau că Dima ar trebui să știe. Că va avea încă un copil. Judecând după primul exemplu, copiii neplanificați nu îl bucură pe Dima. Natalia a tras concluzia și a adăugat: Nu mă voi răzgândi. Mama și tata s-au privit și nu au mai revenit la această temă. Natalia a dat dovadă de o fermitate de caracter neașteptată pentru ea. Desigur, nu au lipsit nici momentele neplăcute. Mama lui Dima a sunat mult timp. Trebuia să vorbească cu toată lumea, cu Natalia, cu mama și sora Nataliei. Toate monologurile ei se rezumau la un singur lucru, Natalia ar trebui să dea dovadă de înțelepciune feminină și să-l ierte pe Dima. Dima suferă foarte mult, simte din tot sufletul vina, și-a revizuit opiniile despre relații. A analizat toate greșelile, și așa mai departe. Însuși Dima, potrivit mamei sale, nu a apărut niciodată doar pentru că este teribil de rușine de Natalia deci acum Natalia ar trebui să facă primul pas, dacă l-a iubit vreodată. Delicatele Natalia și mama ei ar fi putut să mai asculte aceste monologuri sensibile, dar Olga a pus capăt. Maria Vladimirovna A spus ea pe același ton expresiv, auzind discursul despre primul pas. Natalia nu-i datorează nimic lui din al S-au despărțit, nu din vina ei, ci din fericirea ei, Accept acest fapt. Îmi pare sincer rău pentru tine și îți doresc mult succes. După aceste cuvinte, Olga a închis imediat apelul. Și spre ușurarea întregii familii Simonov, Maria Vladimirovna nu a mai sunat. Viața își urma cursul. Sarcina Nataliei nu decurgea prea lin. A trebuit să stea la pat pentru a menține sarcina. Nu doar prietenele apropiate o vizitau într-o zi a venit Ina. Se schimbase vizibil, își vopsise părul din blond în brunet arzătoare și avea un aer moale și elegant. Ce maestra metamorfozelor, a gândit Natalia cu o oarecare admirație și chiar invidie. Se vedea clar că viața Inei se schimbase în bine. Cu ea a venit un bărbat de aproximativ 45 de ani, calm și amabil, cu ochi pătrunzători, îmbrăcat în haine simple, dar respectabile. Ina l-a trimis cu dragoste după cafea la automatul din spital și a făcut imediat un semn Nataliei. Ce părere ai de Igor? Un om plăcut. Se vede că te simți bine cu el. Da. Nimeni nu s-a mai purtat niciodată așa cu mine. Așa că încerc să fiu la înălțime și să mă ridic la nivelul lui. Și nici măcar nu mă enervează, îți dai seama. Igor este o bunătate de nedescris. Are o mică firmă de informatică. De mult timp, încă din studenție. Nu a făcut milioane, dar are suficient pentru o viață decentă. Se ocupă cu plăcere de Ion. Spune că îi place. El nu poate avea copii, dar provine dintr-o familie numeroasă. A avut trei surori mai mici și s-a obișnuit să se joace cu ele. A făcut deja atât de multe pentru Ion. Și toate acestea nu ca o pomană demonstrativă, de genul uite ce nobil sunt, ci cumva de la sine. Nici nu mă gândeam că așa ceva poate exista. Acum nu mai vreau deloc să mă întorc la vechea mea viață. O să râzi, dar cred că chiar îl iubesc. Chiar dacă m-a iubit din milă, ce diferență are. M-a cerut în căsătorie. Și asta în ciuda faptului că i-am spus totul despre mine. A spus că acum asta nu mai are importanță, atâta timp cât ne este bine împreună. Vom gândi la viitor și nu vom rămâne blocați în trecut. Exact așa i-am spus și eu. Că sunt de acord. Îți dai seama, vrea chiar să-l adopte pe Ion. Deși eu nu am vorbit niciodată despre asta. El singur vrea. Spune că este important pentru el să aibă un fiu. Să-l numească tata. Astea sunt noutățile mele. Așa o prostie, Natalia. Natalia a privit mult timp după perechea din fereastra salonului spitalișesc și treptat a fost cuprinsă de o liniște caldă. Își dădea seama că lui uita pe Dima ușor și fără durere. Într-o zi minunată, pur și simplu nu a mai fost interesată de ce face el acum, ce gândește, ce simte, dacă regretă că totul a ieșit așa, dacă și-a găsit o nouă logodnică sau amantă. Nu mai simțea nici răutate, nici amărăciune, nici resentimente, nimic din toate acestea, ci doar ușurare că nu s-a lăsat păcălită să se înșele în continuare. Uneori se gândea ce va simți când îl va găsi. În copilul lui Dima, trăsăturile lui, și era conștientă de asta. Acest lucru nu o va împiedica deloc să iubească copilul, așa cum Ina îl iubește pe Ioniei. Ina nici ea nu l-a mai văzut pe Dima din acea zi a spus că va fi foarte bucuroasă când va afla că nu mai trebuie să plătească pensie alimentară pentru copil din cauza adopției sale. Îmi imaginez cât de uimit va fi când va vedea. Că cineva poate proceda și așa, a zâmbit Ina. În aprilie, Natalia a născut o fetiță sănătoasă. A numit-o pe fica sa Xenia. Ina s-a căsătorit cu Igor în iunie. L-a invitat pe Natalia la nuntă dar Xenia era încă prea mică și se hrănea doar cu lapte matern, așa că Natalia a reușit doar să vină să-i felicite pe tineri la oficiul stării civile. Ina s-a căsătorit cu o rochie simplă și două crini albi într-o coafură înaltă. Ei bine, cum îți plac? A întrebat-o pe Natalia, știind foarte bine răspunsul ea însă și. Superbă! A confirmat Natalia cu plăcere, zâmbind. Acum ți-o voi spune rapid, până când Igor îl întâmpină pe fratele lui cu familia, a șoptit Ina, strălucind expresiv cu ochi fericiți. M-am grăbit să mă bucur că nu îl voi mai vedea pe Dima. Un om normal și-ar fi văzut de viața lui, dar Dima nu se putea liniști că a fost umilit. A aflat prin cineva că eu și Igor avem o relație serioasă și că ne plănuim să ne căsătorim și a decis să se răzbune pe mine cu propria mea metodă a venit la biroul lui Igor pentru o discuție directă. De la intrare a început să descrie cine sunt eu și ce reprezint. Chipurile, din solidaritate masculină. Eu m-am împrietenit cu Nadia, managerul de birou al lui Igor. Ea mi-a povestit totul în detaliu. Cu ce noroi m-a stropit Dima? Nadia, deși nu le-a văzut fețele, a auzit tot la virgulă. Spune că Igor nu a ascultat mult timp, a râs cu condescendență și l-a tras pe Dima afară pe ușă, la un paste la puca de guler. Nadia susține că ochii lui Dima erau ca ai unui lemur. Nu se aștepta ca un informatician să facă o asemenea farsă. Eu însă mi-am fost surprinsă la vremea respectivă când am aflat că Igor a făcut karate în tinerețe. Chiar și acum se antrenează din când în când, când are timp. Și el învață și pe Ion câte puțin. Băiatul nu se dezlipește de el, îți dai seama. Asta e povestea mea, Natalia. Când va crește un pic xenia ta, veniți să ne vizitați. Îți voi trimite adresa și cum să ajungeți. Ascultă, chiar și mama mea e șocată că am găsit un asemenea soț. Mă imploră să mă comport decent de acum încolo. Și să nu stric nimic deja râd. Mamă, nu se vede oare că mă mărit din dragoste, așa că fi sigură, nu va trebui să mă prefac că sunt o soție bună. Xenia creștea vioaie și zâmbitoare, se maturiza foarte repede. Natalia a descoperit că nu o deranja deloc să-și dedice aproape tot timpul copilului. Mama și Olga o alungau uneori literal din casă să se distreze cu prietenele, să bârfească la o cafenea sau să se uite la un film. Natalia era de acord că nu se poate încuia în casă cu copilul, dar tot ea era prima dintre toate prietenele care se grăbea de la orice întâlnire acasă. Mama și sora nu și-au ascuns bucuria când s-a terminat concediul de maternitate al Nataliei. Ei bine, măcar o să ai din nou niște interese, în afară de cele legate de copii. Trebuie să recunoști că ai devenit o cloșcă. Râdea Olga, ea însă și aștepta un copil în acea perioadă. Era în a patra lună. Și pretindea că ea sigur nu va fi o mamă atât de anormală. Să participe și sta pe deplin la îngrijirea și educația copilului. Îl va iubi mai mult pe propriul său copil. Natalia nu se îndoia că sta va participa cu siguranță. Foarte posibil să fie nevoit să se ridice și noaptea la bebeluș. Aha, se amuză Olga știi cum dorm eu noaptea. Mă pot scoate pe șosea cu tot cu pat și mă poți duce pe o platformă pe lângă toate lucrările de reparații și eu nici măcar nu mă voi întoarce pe cealaltă parte. Într-o zi, plimbându-se prin parc cu căruciorul în compania a două mame tinere ca ea, Natalia a întâmpinat-o din greșeală pe Maria Vladimirovna, mama lui Dima. Ea mergea spre ele, vorbind la telefon, și brusc a dat cu ochii de Natalia. Oh, te sunt mai târziu, a geuit ea în telefon. A închis apelul și a sărit la Natalia cu un zâmbet dulce, uitându-se în cărucior. Oh, și cine e ăsta aici? Așa de drăguț. Iată sau acum lucrezi ca bună? E fica mea, a răspuns Natalia cu toată puterea, încercând să-și stăpânească râsul, privind jocul ipocrit al Mariei Vladimirovna. Ce frumusețe! Și-a strâns buzele Maria Vladimirovna. Da, văd, Natalia, că te-ai consolat rapid. După despărțirea de fiul meu. Mă conving încă o dată că în viață totul se rezolvă doar în bine. Bine că Dima al meu nu s-a căsătorit cu tine. La revedere, Maria Vladimirovna, a răspuns Natalia cu un zâmbet imperturbabil. Cine a fost asta? A întrebat una dintre prietene șoptit urmărind-o cu privirea pe Maria Vladimirovna. E fosta mea soacră, fete, a râs cu plăcere Natalia. Cât de plăcut trebuie să fie pentru tine că fostele tale prietene înțeleg bucuria ta. Pentru tine nu se poate decât să te bucuri. Aha. Și eu mă bucur foarte mult. Ea are absolut dreptate, totul merge spre bine. Dar cât mai poți trăi așa, Oleg? măcar spune-i asta. În curând v-am plin 35 de ani. A fost numit șef de departament acum 2 ani. Ar trebui să se gândească și să-și organizeze viața de familie. Asta ar pune ordine în viața lui. Cu aceste fete se va mulipsi cu tot felul de boli. Vezi tu, și asta se va sfârși cu asta. Maș, nu mai vorbi atât, se apăra bărbatul cu o iritare lenesă față de vorbăria enervantă a Mariei Vladimirovna. El este un băiat mare, dacă nu ai observat încă. Se descurcă singur. Vrei să-i țin o lectie despre boli? Nu sunt dispensar. Ție mereu ți-a fost indiferent de fiul tău. Ți-a fost mereu indiferent de toți, în afară de tine, Oleg. Și întotdeauna a fost așa și nu mă mir deloc că fiul nostru este așa. Are cui să semene. Cu cinci ani în urmă ar fi fost deja căsătorit cu Natalia. Și acum aș fi avut de-a face cu schimbările lui de dispoziție caracteristice. Dar nu a avut destulă minte să-i prezinte situația cu copilul în mod corespunzător. Și eu ți-am spus. Dar amândoi ați dat din numeri. Natalia avea o fire docilă, se potrivea foarte bine cu el. Iar ar fi spus totul corect și poate ar fi regretat că el a fost manipulat atât de abil și că plătește pensie alimentară. Știi, cum sunt fetele acum? Fiecare își amintește că nu s-a găsit pe ea însă și pe stradă. Chiar și aceaina. Se spune că trăiește foarte bine căsătorită. A deschis o mică firmă de cosmetice profesionale pentru saloane. Desigur, o afacere mică într-un subsol, dar totuși. Cu banii soțului. El nu-i poartă nicio grijă. Dar era ca o pisică fără stăpân. Dar al nostru ce? Îți amintești că l-am prezentat fiicei șefei noastre contabile? Ea are deja 30 de ani acum. În vremea noastră, cerințele pentru bărbați scădeau la această vârstă ca să nu rămâi singură. Și acum le e indiferent, la 30, fetele. Ea și-a stabilit poziția pentru că este frumoasă, dintr-o familie înstărită și cu o carieră de succes. S-a întâlnit de câteva ori cu Dima, al nostru, și i-a spus mamei că nu este opțiunea ei. A înțeles asta imediat, pur și simplu nu a vrut să rănească colega mamei. O fată bună. Nu, știi? Mi s-a spus asta deschis. Desigur, poți să o suporti de la șef. Dar faptul este că micul nostru pretențios nu prea se potrivește cu miresele promițătoare. Nici măcar la 30 de ani, Oleg, mă auzi măcar. Da, ai dreptate, ca întotdeauna s-a scuzat soțul cu o scuză obișnuită. Astăzi nu avea dispoziție să se certe. Dar dacă ea trece la o isterie deschisă, atunci poate răspunde și mai ferm. Medicul i-a spus că trebuie să-și menajeze nervii, deci va trebui să învețe să privească multe probleme cu filozofie. Toți cunoscuții de rang înalt ai lui Oleg Evgenievici l-au lăudat pe acest cardiolog, așa că și el a decis să asculte cu atenție recomandările. Voi vorbi cu fiul Mariei, a promis el calm. Da, trebuie să vorbim. Vineri vor merge împreună cu fiul la saună. Și când vor fi liberi de fete? atunci vor vorbi calm, cu un pahar de ceai verde. Apropo, doctorul a mai spus că Oleg Evgenievici ar trebui să o ia mai ușor cu fetele. Ei bine, măcar nu să le renunțe complet. Maria Vladimirovna a oftat și a continuat să toarne condimente indiene în borcane mici și frumoase. Dacă în vremea ei nu s-ar fi considerat că la o anumită vârstă trebuie neapărat să fii căsătorită și să păstrezi familia pentru a nu fi considerată o ratată, nu ar fi continuat niciodată să trăiască cu colega ei. Toată viața să îndure iritabilitatea lui, disprețul, infidelitățile nesfârșite, asta se numea a manifesta înțelepciune feminină. Se pare că pentru toți trebuie să fii. Înțeleaptă pentru alții, proastă doar pentru tine. De fapt, unde este fericirea? Mai întâi trebuie să vorbească ea însă și cu fiul ei. De o săptămână o macină o presințire pe care nu a vrut să o împărtășească coleg. El va spune din nou că soția sa are fantezi de plictiseală. Departamentul lui Dima a fost lăudat la adunarea semestrială a companiei. A primit o primă decentă și era într-o dispoziție bună. Aflată despre asta, Maria Vladimirovna s-a entuziasmat și l-a invitat pe fiul ei în vizită, alegând o zi când soțul ei pleca la pescuit cu prietenii. Mama a observat cu bucurie de la ușă că buna dispoziția fiului ei nu dispăruse încă. Chiar s-a gândit să-i aducă un cadou, o sticlă de coniac scump și tortul ei preferat. Ce drăguț din partea ta, fiule! A cirit ea. Dima a zâmbit ironic. Dacă mama este atât de drăguță, probabil că are nevoie de ceva de la el. Totul pentru tine, mămică! Au vorbit despre muncă, despre superiori, despre modalități de a-i plăcea și mai mult directorului general, apoi despre planurile de concediu. Mama a mutat din conversația spre subiecte personale. Oh, era să uit să-ți spun ceva interesant. Nu am mai fost în centru de mult timp, dar o prietenă m-a invitat să mergem la cumpărături, să stăm la o cafenea în centrul comercial, știi tu, la Orion. Și acolo, la etajul superior, sunt magazine pentru copii. Cercuri, cursuri de master, un studio de dans. Și iată pe mine și cu Nina stând la un sushi bar, iar de sus, pe scara chiar vis a -vis, coboară mămici cu copii. Lecția de dans se terminase. Fetele în tuturi vaporoase sar în sus. Gândurile lor încă sunt la dans. Și o văd pe fosta ta, Natalia, conducând-o de mână pe fica ei. Apropo, Natalia în sine arată minunat. Este clar din acea categorie de femei care devin mai frumoase odată cu anii. Totuși fragilă, dar parcă mai luminoasă. Și-a vopsit părul într-o nuanță nobilă de cupru. Și se potrivește de minune. La multe altele pare provocator, dar ei se potrivește. Și fetița ei este atât de delicată. Și se vede că nu este capricioasă, ci un copil plăcut. Dima, îmi dau seama că seamănă foarte mult cu tine. Nu aș fi inventat așa ceva singură, dar este pur și simplu prea evident. Am comparat fotografiile pe rețelele de socializare. Ina și Natalia au pagini deschise. Nu am înțeles niciodată o asemenea nepăsare. Dar acum mi-a prins bine și dacă comparăm fotografia Xeniei Nataliei și fotografia lui Ion la aceeași vârstă, sunt clar frate și soră. Uite! Am salvat-o în telefon, uită-te! Aceasta este cu siguranță fica ta. Simt sângele meu. Maria Vladimirovna i-a vârât tableta fiului sub nas. Cu un colaj foto făcut în prealabil de ea din două fotografii. Dima a aruncat o privire pe ecran. Mamă, te cred. Ei bine, ce vrei să fac cu aceste informații? Mă tot gândesc la asta toată săptămâna după acea întâlnire. Deși la început am pufnit că Natalia nu s-a dovedit a fi atât de modestă pe cât credeam noi despre ea. Dar asta e doar din cauza resentimentelor mele pentru tine. De fapt, ea nu este genul de fată care intră imediat în relații ocazionale. După despărțirea de logodnicul ei, te iubea foarte mult. Se vedea. Dacă chiar și eu, mama ta, am recunoscut asta, atunci e clar. Dar ea ia totul foarte în serios. Deci aceasta poate fi doar fica ta și a nimănui altcuiva. Și gândește-te, ea ar fi putut face Caina cândva, iar tu ai fi plătit acum pensia alimentară. Nu a vrut așa. Nu oricine ar fi făcut asta. Ce mândrie, gândește-te! Te-a înșelat chiar înainte de nuntă și nu vrea nimic de la tine. Cred că o înțeleg chiar și în ceva. Dar mă gândesc, și acum, când a trecut timpul și ați crescut, ai putea încerca să o iei de la capăt cu ea. Ce s-a întâmplat? Nu sunt multe astfel de cazuri. Trebuie doar să fii mai bălând. Găsește abordarea corectă. Aveți un copil comun. Și asta e deja mult, crede-mă. Chiar nu-ți pasă deloc. Mamă, te rog, hai să închidem acest subiect odată pentru totdeauna. Cum nu poți înțelege, nicio abordare nu va ajuta. Deja după tot ce s-a întâmplat, nu voi mai putea câștiga respectul ei. Ea știe prea multe despre mine ca să mă respecte. Acum înțelegi nu era ușor să o stânjenești pe Maria Vladimirovna și să o faci să renunțe, dacă vedea perspective. Era deja bucuroasă că Natalia a fost de acord să se întâlnească cu ea în această cafenea cu foișoare împrejmuite ca de iederă, cu mese. Și să o asculte. Natalia asculta, aplecându și capul cu atenție, iar Maria Vladimirovna alegea cu ușurință cuvintele. Natalia, Dima încă se gândește la tine. Ei bine, sunt proști în tinerețe, ce poți face? Dar el a spus că nu a avut și nu va avea niciodată pe cineva mai bun decât tine, este sigur. Mulțumesc că nu negi că este copilul lui. Ce nepoată frumoasă am, cât de mult vreau să o cunosc mai bine, mai repede. Maria Vladimirovna, nu vreau să vă jignesc, așa că vă voi spune sincer ce cred. Copilul este al lui, dar este doar copilul meu. Oricât de mult ți-ai dori, Dima nu are nevoie de copiii lui, cel puțin nu de cei care există. Poate că asta se va schimba cândva. Mă mărit în curând, peste o lună, acum este deja sigur. Am cunoscut o persoană foarte apropiată, sunt foarte fericită. Dar ce zici de Xenia? Va fi bine cu ea și cu un tată vitrec. Fiți sigură, m-am gândit la asta, a răspuns Natalia, fără umbră de sarcasm. Zece minute mai târziu, așa cum a avertizat Natalia, logodnicul ei a venit după ea. Maria Vladimirovna se uita prin ușa de sticlă a cafenelei cum tânărul ieșea din mașină, mergea repede spre Natalia, cum îi punea sacoul pe umeri, era deja fric seara. S-au urcat în mașină și au plecat, iar ea nu voia să meargă acasă.